Pentru zodia Leu și cei cu ascendentul în Leu, luna iunie este marcată de soare pe casa relațiilor cu protectorii, cu prietenii, cu asociațiile profesionale, relații interumane deschise, poate să aducă această perioadă, schimburi de idei și de lucruri. Moment bun pentru a se afirma idei, pentru o bună dispoziție, pentru a fi flexibil în gândire, pentru a se trece cu ușurință de la o activitate la alta, pentru a se corela mai multe activități simultan, pentru a colabora. Însă eclipsa inelară de soare din Gemeni, din 10 iunie, aduce momente de posibilă instabilitate, de schimbare și de emoții. Această eclipsă influențează sectoare ale vieții care țin în primul rând sau sunt influențate de comunicare, de relații, de transport, proiectele noi, parteneriatele, negocierile, ofertele de muncă, descoperirile medicale și cele științifice. Puteți ajunge să lăsați deoparte tipare învechite, relații din trecut, amintiri, să adoptați reguli noi în fața unor situații noi. Este vorba de posibilitatea de a încerca, poate pentru unii, tratamente noi, pentru probleme de sănătate mai vechi. Momentul eclipsei este influențat de cuadratura Soarelui și a Lunii cu Neptun pe casa transformărilor și al schimbărilor, datoriilor, de unde formează o favorizare a obsesiilor, a superstițiilor, a tensiunilor emoționale. În relațiile de familie sunt posibile ușoare neînțelegeri, chiar decepții. În plus, cuadratura lui Neptun cu Soarele poate să genereze emoție, gândire utopică, aspecte de dedublare, tendința de speculații financiare, relații de familie bazate pe trădare și decepție. În 11 iunie, Soarele se află în conjuncție cu Mercur, în mers aparent retrograd, în casa protectorilor, a prietenilor și grupurilor profesionale. Sunt susținute valorile intelectuale și cele spirituale. Este influențată flexibilitatea și receptivitatea. La solstițiul de vară, Soarele face trecerea în rac, în casa karmei, a sănătății, a izolării, a singurătății și sacrificiului. Face trigon de aici cu Jupiter în perioada 20-25 iunie și aduce un plus de maturitate, de împlinire, forța care poate să conducă la ambiția realizării, la optimism, la autoritate, la responsabilitate, la idei și inițiative fericite. Relațiile de familie pot fi agreabile și plăcute. Din punctul de vedere al sănătății, sunteți susținuți, vă este susținută vitalitatea. Mercur se află în mers aparent retrograd și se află în trigon cu Neptun. Sunt momente bune pentru a se manifesta intuiție, imaginație, un plus de sensibilitate, inteligență manifestată în plan sensitiv, al percepției artistice, al premoniției, relații de familie bune, bazate pe spiritualitate și înțelegere.